vreau să mergem, Beni, nu în Africa de Sud, vreau să mergem într-o croazieră. Și pentru asta am adus expertul în croaziere, peste 20 de croaziere la activ și cred că peste 200 de țări vizitate. Da, aproape 200, Beni. Îl invidiem pe Fabio, care este și artist. Da. Bună dimineața, Fabio. Bună dimineața și bine v-am găsit. Ce faceți? Bine ai revenit la noi, Fabio. De curând te-ai întors dintr-o croazieră. Am înțeles că a fost cea mai frumoasă sau printre cele mai frumoase croaziere pe care ai fost. Mi-a arătat ce-i mânca zilnic, diversitate, unicitate, foarte mișto. Așa cum bine v-am promis, am venit cu cele mai frumoase poze și să vedeți și ce am degustat acolo. Ce-ai degustat? Dar spune-ne, înainte să ne spui ce-ai degustat, spune-ne croaziera, pe unde te-ai plimbat? Am fost cu cei de la Costa Firenze, am fost în Portugalia, în Italia, în Spania și mulțumesc celor de la croaziere.ne pentru că mi-au dat cel mai bun preț. Am înțeles. Înainte de toate, hai să nu mai facem atâta reclamă, că n-avem voie. Da, scuze. Dar nu-i problemă, oricum e nicio problemă. 100.000 amendă, da, nu e mult. Da, mai glumic. Aici eram în Spania, în Valencia. Minunat, înainte de toate vreau să vă spun că pregătesc o piesă nouă. Intru mâine în studio. Da, deci continuăm cu muzică. Cum se va numi piesa? Cuburi de gheață. Cuburi de gheață, da. Adică? O să vedeți voi despre ce e vorba, dar am vrut să așa, specific ca un spoiler, despre ce este vorba. O să vedeți voi, despre dragoste. Dragoste? Nu-mi zic că te-ai îndrăgostit, Fabio. Nu m-am îndrăgostit de croaziera asta superbă, care a fost așa cum mi-am dorit eu. Zi adevărul, Fabio, te-ai îndrăgostit. Am prins vremea foarte frumoasă, după cum vedeți. Aici eram în Madeira. În Madeira, în Portugalia, frumos, nu? În Portugalia, da. Cum este Portugalia? Va, este superbă. Aici, din punctul meu de vedere, am fost în mai multe locuri din văd Portugalia. Văd că ești numai zâmbet în poze. Dar care e secretul acestui zâmbet? Păi dacă locurile sunt frumoase și soarele mi-a zâmbit în fiecare loc unde eu am coborât. Și unde a fost ploaie? Nu am făcut poze și n-am postat. Am fost într-un loc unde nu am postat pentru că a fost vremea urâtă și mai exact în Malaga și nu am postat pentru că nu-mi place să pun poze. Din țările pe care le-ai vizitat în croaziera asta, ai zis Portugalia, Italia și mai ce? Și Spania. Și Spania. În Spania, care, în ce zone ai fost? Am fost în Barcelona, Valencia, Tenerife și Cadiz. Cadiz? Și Malaga, da. Cadiz, foarte tare. Beni, ce s-a întâmplat, Beni? Văd că te uiți la mine într-un mod furios. S-a întâmplat ceva? Evident, eu zic, cum ce? Îți permiți să filmezi în direct? Absolut, dacă avem deja cameră? Fabio va trebui după emisiune să-și posteze, Beni, repede, că e foarte urmărit. Deci te-a pus Fabio. Da, e foarte urmărit. Și eu l-am pus. Da. Aici minunat. Sunt cu un prieten de pe vas, care pur și simplu a ținut show-ul în fiecare seară în picioare. Minunat, Fabio, uite, vreau ca să înțeleg și eu cu exactitate ce înseamnă să călătorești, iată, într-o croazieră. Ai spus că ai călătorit prin Italia, Portugalia și care mai sunt țările? Doar două țări? Nu, am spus Franța, Italia, Spania și Portugalia. Și va pleca acum în unde? În Qatar? Nu, Doha. Acum voi pleca în partea de Emirate. Emirate. Mă îmbarc în Dubai și mă debarc în Doha. Când? Pe 20? Acum câteva 12. Zile. Am impresia că străiești viața numai pe croaziere, tu. Păi da, normal, dacă le iau cu un an de zile înainte, de ce nu? Cu cât mergi pe o croaziere? Cât costă? Cât a costat, uite, asta în care ai fost acum? Asta a costat 600 de euro două săptămâni. 600 de euro? Da. Și de aici persoană. Ce e inclus? Aici include mâncare, cazare și foarte multe spectacole. Și avionul sau? Nu, avionul e separat, l-am găsit la 60 de euro dus întors. Oh, de 660 de euro. Exact. Foarte bune oferte, pentru că dacă stai să calculi 600 de euro, mergi în Poiana Brașov, dai, cred că, într-un weekend 600 de euro. Păi asta spun că de asta și aleg să fac croaziere, pentru că este pentru mine cea mai bună soluție și cea mai ieftină. Ieri mi-a arătat o croazieră cu 220 de euro. Da, ieri am primit de la agenția mea
de care v-am povestit, un preț de 220 de euro. Mi s-a părut ireal. Da. 8 zile, 220 de euro. Exact. Într-adevăr era puțin biletul scump, dar dacă îți luai dinainte biletul, exact, să mergi cu 8 zile, 220 de euro. Din timp croaziere la prețuri foarte mici este cea mai și bună. Și atenție, pe croazieră nu mergi să plătești mâncare ca la exact, restaurant. Nu, nu. Ai totul inclusiv, nu? Da. Totul da. Inclusiv, adică gândești, pe, ok, ce faci toată ziua pe o croazieră? Ia uite ce frumos. Ai, ce să mai faci, ai foarte multe de făcut, ai spectacole, ai teatru, spectacole. Ai, da, 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 spectacole de piscină. Cabaret, ai piscină, ai jacuzzi, ai absolut tot ce vrei tu. Și nu ai timp să asta, le faci pe toate. Fabio, toate, pe lângă chestia asta e o experiență inedită, pentru că întâlnești probabil fel și fel de oameni de toate națiile. Uitați cum au servit la, la restaurant, a fost ceva de vis. Chiar, Fabio, eu îți dau o idee. Ia spune. Ce ar fi să-ți creezi tu o agenție care se ocupă doar de croazieră? Uite, deja aici este Daniela, prietena mea pe care am cunoscut-o pe e vas. Româncă. O femeie superbă, dar româncă. Mulți români pe vas. Că... Da, da, foarte mulți. Și îmi place zâmbetul tău în fiecare poză. Da, pentru că eu trăiesc momentul respectiv. Dar după poză mai zâmbești? Da, normal, zâmbesc în fiecare zi. Uite, asta ziceam, fă-ți o agenție pentru croaziere, pentru că deja avem primul client și nu glumesc. Deja cineva a zis, cine? O să-l contactez pe Fabio, pentru că vreau la vară să cu merg cea mai mare eu. Plăcere mă poate contacta pe Facebook sau Instagram, pe Fabio Niță. Și mă bucur mult de tot că... Unde te poate contacta? Pe Instagram și Facebook, Fabio Niță. Fabio Niță, Iosif, să-l căutăm pe da, eu, mie mi-a dat deja o ofertă ieri, 220 de euro. M-aș duce instant, sincer, la 220 care de euro e pomană. Care în cameră, dorm singur wow. În cameră. Da, normal. Depinde cum vrei, dacă vrei să mai mergi cu un prieten, te costă și mai puțin, pentru că împarți prețul la doi. Și camera este de lux, îți dai seama că... Cât, da, de cât exemplu, poți să dacă... mănânci? De exemplu, eu dacă mai vreau încă o porție după ce mi se termină. Poți să ceri și de 3 ori. Eu, de exemplu, dimineața nu mai mâncam și după amiaza nu mai mâncam pentru că era prea multă mâncare pentru mine. Nu, nu plătești nimic în plus. Glumești, eu mă duc de acum, eu mă duc pe croazie. Dar nu poți să mănânci atât de mult cât îți dau ei. Să ți se termine mâncare, să mai ceri și să ți se dea și să nu plătești. Da, numai la mâncare te gândești. Păi tu n-ai văzut ce a mâncat el? Gândește-te toate, la altceva. Toate bunătățile. Gândește-te la faptul că iată călătorești într-o săptămână în 4 țări, vizitezi atâtea eu dacă orașe. Mă duc și mi-iau câtva somon, un sac de somon, eu dau cât croaziera lui din România. El a mâncat somon cât a vrut acolo. Da. Dar tu aici ai cu somonul, îți place somonul. Îi place peștele lui. E scump, mă, și e bun. Scump și bun. Da, da. Ești amuzant. Deci ești a fost nostim. O experiență așa cum eu mi-am dorit-o și mulțumesc Dumnezeu pentru că mi-a dat cea mai frumoasă vreme. Într-o lună atât da, de ai prins figuroasă. Și vreme urâtă. Ploaie. Uite, îmi place da, poza asta aici. Am prins aici, eram aici, în, pot să faci saltul ăsta și aici în platou. Dacă pot, să-ți faci pe o asta poză. Am și făcut acum, nu te-ai prins? Da, când? Aici eram înăuntru pe vas. O priveliște care mie îmi place foarte și mult. Poți să te plimbi și așa toată ziua pe acolo, pe dar unde normal, vrei. Faci ce vrei tu. Intri în vorbă cu oameni noi păi, străini. Păi da, normal, mi-a făcut o grămadă prieteni. Și cum ce e? Naționalități ai făcut? Păi din Brazilia. Da? Din Brazilia? Din Brazilia, din okay. Germania. Uite, au venit foarte mulți nemți. Vreau să America? Nu, din America nu. Dacă... Nu ai fost cu prieteni din America? A. Un prieten din America am fost. Voiam că să te întreb dacă voiam să te întreb pe croazieră, cum se saltă bună ziua, treci pe lângă oameni, nu, spui nu, bună ziua nu, sau nu, în engleză. Sau depinde în ce limbă vorbește persoana respectivă. Deci dacă le zici în română, n-ai cum să le spui în română. Nu mă, ce ai, nimeni nimic. Dar să răspund auzi. Doar românii dacă le spui în română. Exact. Eu glumesc acum. Când eram la țară, mi-a spus mama când am plecat la oraș că mezi, să nu saluți oamenii pe stradă, că nu se salută decât aici în sala noi. Eu acum glumeam cu croaziera, te duci și dar poți să zici ciao, că ciao știu toți. Da, și... ciao în italiană pentru că vasul era da, nu, dar știu tot, și englez, și francez, și chinez. Da. Și aici, eram deasupra, aici eram în Barcelona. Îmi place foarte mult. Cât timp, de exemplu, petreci, dau exemplu, ajungi într-o țară, în Spania, mergi în Barcelona. Cât timp, la ce oră ajungi și cât de timp la ora ai... 8 dimineața până la ora 18 sau 19 sau 20, depinde cum vasul are itinerarul respectiv. Și dacă, de exemplu, te duci prin oraș,
Și te trezești că nu mai ajungi la ora respectivă înapoi. Te duci la următoarea destinație. Te duci la următoarea destinație, dar trebuie să ai pașaportul sau buletinul la tine, pentru că altfel n-ai cum să ajungi. Da, vezi, și dacă ți le lași. Trebuie neapărat să ai grijă, să exact. Te încadrezi în program. Și cu ce călătorești prin orașe? Păi depinde. De exemplu, pe noi unde ne lasă vasele, de multe ori mergem pe jos pentru că este foarte, foarte aproape. Dar nici, eu nici n-aș merge. Asta merg pe jos să văd fiecare mult. Colț. Al... Aici a fost tot stafful care au ținut evenimentele seara și mi-am dorit să am o poză cu ei pentru că ne-au oferit niște momente de neuitat. Vezi, și pentru asta mi-am făcut o poză cu ei. Îți faci prieteni noi? Da. Prieteni din toată lumea. Da, sunt o persoană foarte sociabilă și mă bucur pentru că sunt așa, că au fost situații în care am avut nevoie de ajutorul unora și pentru că am devenit prieten cu ei, mi-au fost de folos. Aici ce e, portocală? Nu, aici este o prăjitură în formă de portocală. Wow, a fost bună? Pe dacă am mai cerut două, îți dai seama că a fost foarte bună. Deci că bine, el s-a dus să ceară în loc de somon, s-a dus să ceară prăjituri în plus. Am mâncat somonul și apoi... Deci au fost fructe de mare foarte mult. Aici ce? Eu mi-am dorit foarte mult pește pentru că vreau să mai slăbesc acolo. M-am dus cu câteva și m-am întors cu plus. Aici ce este, Fabio? Nu mai țin ce este, dar e ceva bun. E... Da, nu le știu de brioșă. O gălușcă, nu brioșă. Aici era o gălușcă. Tartă în sos de... Tartă? Da, tartă de pește. Mamă, ce câte... Aici ce da. Este? Prăjitură. Cum și se numește? Era, și în mijloc era... De asta, cum spune, înghețată. Aici? Era, nu știu cum se numesc, că nu le știu denumirile. Da, nu, așa e, nici eu nu știu, într-adevăr, dar arată doar foarte bine. Ce vreau să tu te duci și zici acolo, dați-mi ceva bun. Nu, mă citesc pe meniul respectiv în fiecare seară. Ce este super ok la aceste vase, pentru că aici sunt cei mai tari bucătari din lume. Ei gătesc și chiar mă bucur mult de tot că... Mâncarea este super controlată și nu mâncăm mâncare stricată, cum se întâmplă la anumite restaurante de lux din lume. Ar fi culmea, vă dați seama să te duci pe croazieră să-ți dea mâncare stricată. De unde știi că nu e? Păi în România, la un restaurant, nu vreau să dau nume, poate cel mai fițos restaurant din România s-a găsit mâncare stricată. Da. Unde acolo aveai pretenția la câți bani dai pe o porție de mâncare. Pe când pe vas este totul controlat. Am văzut că dimineața aveți fel și fel de uite, rețete pregătite. Am văzut că ai acolo un geam plin cu de toate să-ți alegi. Da. Uite, Fabio, vreau să spun că noi avem o rubrică de gătit, se numește Rețeta de 10 și să știi că nu este cată mâncarea, este excepțională, e și vegană, e și sănătoasă, este gătită de cel... Tu spuneai acolo, cei mai buni bucătari din lume sunt pe croazieră. Că nu găsești pe niciun vas mâncarea asta. Aici, am la înțeles. Noi... Aici la noi la 7 TV, Cristina Dan este cea mai tare producătoare pe care producătoare, cea mai tare. O salutăm pe doamna producătoare, o salutăm și mulțumim pentru că are grijă de noi artiștii să ne invite ori de câte ori are ocazia. Eu sunt foarte bucuros astăzi că am norocul să întâlnesc și pe cei de pe vas, dar și pe domnișoara de la voi. Adică eu sunt câștigat. Este un bucătar excepțional, foarte Cristina. Foarte bine, mă bucur mult. Urmează să gătim în curând. Vă mulțumesc frumos pentru invitație și să aveți cât mai multe emisiuni frumoase. Nu și te lăsăm voi noi să pleci fără să ne răspunzi la întrebare. Mai talentați. Extrage de acolo întrebare, că nu te lăsăm să pleci. Nu, deja a fost aleasă. Pe vas nu ți se dau astfel de provocări, noi ți le dăm. Te rog să extragi o întrebare. Așa roiești de dimineață? Cum? Așa roiești de dimineață? Da, aici la noi în platou trebuie să vedem repede. Ia, poți să ne-o citești și nouă? Ce crezi că se va întâmpla după ce vei muri? Nu știu ce cred că zine se va adevărul. Întâmpla. Nu știu. Cred că totul va rămâne doar o amintire asupra oamenilor și atât. Restul, ce se va întâmpla cu noi, nu știm. Exact. Dar asta eu cred că mă duc undeva bine, că n-am făcut niciodată rău. Minunat. Vă pup și vă mulțumesc frumos. Îți mulțumim mult, Fabio. Hai să vedem, mergem pe TikTok, să vedem dacă te găsim și pe acolo. Să rămâi, la final îți dăm să deguști ce gătim. Foarte.